Ultimele două campioane ale Moldovei la mini-fotbal, Mold Progres și Ecolux, au oferit spectacol total în derbiul disputat înainte ca toate competițiile sportive din țară să fie trimise într-o nouă vacanță forțată. Campioana în titră, Mold Progres, a impus cumva surprinzător în fața mult mai titratei sale adversare Ecolux 4-2, într-un meci în care învingătorii au condus ostilitățile din startul partidei, deschizând scorul prin Marin Stan. Ulterior, Ecolux a egalat datorită lui Constantin Niță, dar Mold Progres a replicat imediat, Marin Stan cu al doilea gol, Veceslav Lisa și Corneliu Păvălache punctând pentru 4-1, suficient ca ultima reușită a meciului înscrisă de Stanislav Luca să stabilească doar rezultatul final al derbiului. La finalul celor 50 de minute, Victor Negar a declarat că victoria repurtată de colegii lui este foarte importantă pentru îndeplinirea obiectivului lor principal, câștigarea titlului. A fost un meci greu cu dublă campioană anilor trecut. Ne-am pregătit bine de meci, că de obicei am demonstrat că câștigul nostru în semifinale n-a fost o întâmplare. Ne-am demonstrat și nouă și suporturilor noștri și la toți, eu cred că. Mulțumesc băieților pentru un meci frumos, a fost o luptă. De partea cealaltă, Stanislav Luca a recunoscut că echipa lui a pierdut din cauza greșelilor individuale. Meci destul de interesant, cu multe goluri, păreri de rău am pierdut, însă am pierdut pe greșeli individuale. Repetăm aceleași greșeli în fiecare meci, luăm goluri din outuri, din fază fixă, suntem neatenți, dormim. Asta este, o să învățăm pe greșelile noastre dacă nu putem pe greșeli străine. După această victorie, Mold Progres s-a instalat autoritar în fruntea clasamentului cu 12 puncte din tot atâtea posibile, cu 3 peste a doua clasată, Ecolux. În campionatul Moldovei la mini-fotbal, disputat sub egida Federației Sportive Naționale de Mini-Fotbal, participă 68 de echipe care reprezintă 20 de localități din întreaga țară.